s-a întors iarna în România, tur subliniere ti surprins subliniere i de viscol, salvaci cu dificultate în Bucegi. Mai mulți tur subliniere ti au fost surprins subliniere i de viscol, sunt după amiază, în masivul Bucegi, unde vizibilitatea este foarte redus, acest subliniere ti având nevoie de ajutorul salvamontii subliniere tilor, respectiv al celor de la stația meteo de la vârful OMU, informează Ager Press. Eful serviciului salvamont bus subliniere ten, Gheorghe Haiduc, a precizat ce doi turi subliniere ti din București subliniere ti au fost recuperați de salvatorii montani de pe platoul Bucegii subliniere i du subliniere i la refugiul salvamont, acest subliniere ti a nereu subliniere i se înainteze din cauza viscolului subliniere i a vizibilitci extrem de reduse. Alți doi turi subliniere ti, respectiv un bărbat subliniere i o femeie, au fost prins subliniere i de vremea nefavorabil pe munte, ei ajungând la stația meteo de la vârful OMU cu ajutorul angajaților acesteia. Acest subliniere tia din urmă vor sprijini alte două persoane aflate în dificultate pentru a ajunge la stație, locul unde cei patru turi subliniere tii vor petrece noaptea. Potrivit lui Haiduc, pe munte Ninge-i viscolit, vizibilitatea este foarte secezut, iar vântul bate în rafal cu viteză de 80-100 km/h.